Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne în fața unei noi provocări pe care Sfântul Apostol Pavel ne-o face. Studiem epistola lui scrisă, trimisă bisericii din Efes și epistola lui trimisă bisericii creștinei de atunci și de acum. Suntem la lecția numărul 3 și vorbim de puterea lui Iisus Hristos cel înviat. Este un subiect care l-a captivat, l-a câștigat pe Pavel și este un subiect care cred că ne va câștiga și pe noi și ne interesează să-l înțelegem. Iată, pentru astăzi avem doi invitați pastori în emisiunea noastră. Bine ai venit, Ștefan! Cu drag, mulțumesc frumos! Bine ai venit, Sergiu! Mulțumesc! Puterea lui Iisus Hristos cel înviat. Vorbim de... analizând economia mântuirii omului și aceasta în lupta dintre Dumnezeu și forțele răului, Pavel face aluzie la lupta aceasta și la puterea care dă biruința. De ce credeți că vede Pavel în învierea Domnului Iisus Hristos și în înălțarea lui puterea de care are nevoie, avea nevoie creștinul din Efes atunci și, cum am văzut în studiile anterioare, se lupta cu idolatria, se lupta cu tot felul de practici. Și aș vrea să mergem și pe o idee practică. Ce însemnează pentru un creștin să experimenteze astăzi, în viața lui, puterea învierii, deși el trăiește? Da, aici găsim în scrierea lui Pavel, și nu doar în Efeseni, găsim ideea că un creștin autentic reface drumul pe care a mers Iisus. Da? Adică creștinul autentic prin botez se identifică cu Hristos în moartea, în învierea Lui. Uh-huh. Și asta este o garanție, este o pregustare a faptului că chiar dacă un creștin ajunge la moartea aceasta fizică, ca și Hristos, el într-o zi va învia și va fi luat la cer. Și Pavel nu doar aici, în multe locuri construiește această idee a identificării noastre cu Hristos pe drumul acesta al mântuirii. Dar mai sunt câteva elemente pe care vreau să le spun. Învierea Domnului Hristos certifică tot ce a făcut Hristos până în momentul acela. Și din punct de vedere practic, cred că, gândiți-vă, creștinii de atunci, mă gândesc la creștinii de astăzi din Ucraina, da? Creștinii care sunt în țările musulmane, uh-huh, în care persecuția și moartea este gândul cu care tu trăiești zi de zi, așa trăiau și creștinii de atunci. Speranța ultimă era aceasta învierii, pentru că viața era destul de efemeră și este. Uh-huh. Da, mulțumesc, Sergiu! Spuneam într-un alt studiu că ceea ce prezintă Apostolul Pavel, Evanghelia pe care el o prezintă, vestea bună pe care o prezintă efesenilor, nu era doar o nouă ideologie sau o nouă filozofie sau o variațiune a ideilor teologice pe care le aveau cei care trăiau în Efes, ci era puterea lui Dumnezeu, așa își prezintă Pavel în contextul grecesc, Evanghelia lui, puterea lui Dumnezeu. Puterea aceasta care se manifestă în mod deosebit după ce păcatul l-a afectat natura umană, l-a făcut pe om imposibil ca să se salveze prin alegerile lui, doar prin ceea ce face el, prin această cădere, pe de o parte, Satana încearcă să demonstreze că este imposibil ca omul să trăiască în armonie cu Dumnezeu, prin întruparea lui Hristos, prin viața lui, prin suferințele lui, prin moartea lui, prin învierea lui, prin înălțarea lui la cer, se demontează toată această filozofie a Satanei, care încearcă să pună în evidență că ideile lui Dumnezeu sunt irealizabile. Și prin înviere și înălțare, în mod deosebit, Hristos pune la dispoziția păcătosului puterea regeneratoare a Duhului Sfânt. Mi-a plăcut ideea de a-l duce pe om iarăși pe drumul dinapoi, care a menționat-o Sergiu, către Dumnezeu, dar îl pune iarăși pe om în posibilitatea de a trăi în armonie cu Dumnezeu
Și de la întrebarea lui Pavel, o nenorocită de mine, cine mă va izbăvi? Sau văd în mine două legi, nu știu cum să mai scap de blestemul ăsta. Tot el spune în una din epistolele lui, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și aici puterea evanghelică, Evanghelia nu este, cum v-am zis, doar o ideologie diferită. Este puterea lui Dumnezeu, spune el, manifestată spre mântuire, spre salvare. De asta Apostolul Pavel spune, legea în Romani, după ce spune o nenorocită de mine, spune legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Adică nu mai sunt condamnat să trăiesc viața aceea către moarte. Și îmi vine în minte aici o imagine, o metaforă, nu? Eu dacă mi-aș lua un fir de păr din cap și i-aș da drumul, nu se vede, dar eu l-am în mână, vale? Și acesta cade, se duce în jos, nu? Cum ne explicăm atunci că un avion de sute de tone cu 500 de oameni, un transatlantic cu 500 de oameni se menține în aer? Anulează avionul legea gravitației? Nu anulează legea gravitației, dar viteza lui pune în plan secundar legea gravitației și el se menține în aer. Prin Hristos, Dumnezeu nu anulează păcatul din lume, adică noi nu trăim într-o bulă în care imun la păcat, dar dragostea lui Dumnezeu în viața noastră, prezența Duhului Sfânt în viața noastră, pune în plan secundar păcatul care nu mai generează acea atracție fatală către distrugere. Înțeleg că Pavel vrea să spună prin faptul că noi putem trăi astăzi învierea lui Hristos. Cu alte cuvinte, eu trăiesc astăzi așa cum voi trăi după ce voi fi înviat la a doua înviere, nu? Da, da, da. La prima înviere. În Hristos, pentru Hristos, fără a păcătui. Mergem la un alt subiect care îl preocupă pe Pavel. Este un fel de asigurare pe care el, ca păstor al bisericii din Efes, îi asigură pe creștini, și anume că se roagă pentru ei. Iată, Pavel introduce ideea rugăciunii. Și aș vrea să vă întreb, ce simțiți când cineva vă asigură și vă promite că se roagă pentru voi, nu? De ce pun această întrebare? Din motivele relevante ale rugăciunii lui pentru ei, și el are câteva obiective clare în rugăciunea lui, care credeți că ar fi efectele rugăciunilor noastre pentru semenii noștri? Și care ar trebui să fie obiectivele rugăciunilor noastre pentru semenii? Acum aici am fi putut avea o temă de o săptămână doar pe subiectul ăsta, în sensul că eu cred că noi nu trebuie să pierdem dimensiunea aceasta a rugăciunii de mijlocire, nu în sensul mijlocirii din bisericile ortodoxe, în care Dumnezeu e mijlocitorul, sfinții, mijlocitorul și omul. Și fără el nu poți ajunge și la Dumnezeu. Noi credem în rugăciunea de mijlocire pe un triunghi. E un om păcătos, e un alt om păcătos, e Dumnezeu, și unul se roagă pentru celălalt ca Dumnezeu să lucreze. În cazul acesta, ce vreau să observăm legat de rugăciunea asta de mijlocire, că e o temă care apare și în alte epistole. Că Pavel chiar se ruga. Pentru că, gândiți-vă, că la un dat scrie, ne rugăm și Pavel și Timotei, și dacă n-ar fi fost așa, Timotei ar fi spus, stai puțin, Pavel, că nu ne-am rugat. Deci chiar se ruga. Și rugăciunea te apropie de cel pentru care te rogi. Și dincolo de rugăciune faci ceva. Pavel, care era prizonier, nu poate să-i viziteze, dar le scrie o epistolă. Deci, primul efect al rugăciunii de mijlocire este în viața celui care se roagă. Că te apropie de Dumnezeu și te apropie de cel pentru care te rogi. Și în al doilea rând, constatăm că în lupta aceasta dintre bine și rău, Dumnezeu anumite lucruri le face oricum. Ploaie, soare, dă și peste unii și peste alții. Dar anumite lucruri nu le dă decât dacă există o cerere. Și cererea aceasta poate să vină direct, adică tunelul te rogi, dar tu, spre exemplu, astăzi ai putea primi ceva dacă cineva se roagă lui Dumnezeu pentru tine. Și aici e frumusețea rugăciunii de mijlocire. Spune cuvântul, dacă lipsește cuiva înțelepciunea, ce să facă? S-o ceară. Văd cel puțin aceste două binecuvântări ale rugăciunii. Și mai mult Domnul Hristos spune, cere și vi se va da. Da. Mulțumesc, Sergiu. Legat de răspunsul la întrebarea pe care ați spus-o, aș vrea ca să menționez trei motive de rugăciune
pe care le putem observa în capitolul 1, între versetele 17 și 19. Primul din ele, spune Apostolul Pavel, ca să aibă înțelepciune și descoperire în cunoașterea lui Dumnezeu. Adică să știe cine este Dumnezeu și o să vedem de ce este important acest lucru. Al doilea motiv de rugăciune, ca să înțeleagă speranța la care au fost chemați, adică misiunea la care au fost chemați, nu? Iar în al treilea rând, ca să înțeleagă nemărginita mărimea puterii lui pentru cei care cred. Adică transformarea pe care Dumnezeu o produce în cel care crede în Hristos și în misiunea lui. Uitându-mă la aceste trei aspecte ale rugăciunii pe care Apostolul Pavel le menționează în capitolul 1 din Efeseni, mă gândesc că răspunde la trei sau la cele trei mari provocări ale omului în această lume. Și prima provocare a omului este cine sunt și de unde vin. Și cum pot eu să înțeleg cel mai bine cine sunt și de unde vin? Dacă îl scot pe Dumnezeu din ecuație, am 1000 de răspunsuri. Fie că multiuniversuri, fie că evoluție, fie că extraterestri au dus viață pe pământ. Dar dacă eu îl cunosc pe Dumnezeu, știu cine sunt, știu care este menirea mea și, am o identitate și apoi clară. Știu care este identitatea mea. Nu? În al doilea rând, către ce mă îndrept? Care este speranța mea de viitor? Nu? Și în al treilea rând, care este scopul, menirea mea în această lume? Ce pot să fac eu în lumea aceasta? Și evident că scopul este să fiu transformat în caracter după menirea Domnului Hristos. Este adevărat că atunci când ne rugăm, și a făcut Sergiu referință că Pavel se ruga cu Timotei și găsim ideea de rugăciune în mai multe epistole a lui Pavel, are un efect, are și o importanță teologică, nu? Să te rogi împreună cu cineva, dar are și un efect terapeutic când știi că cineva se roagă pentru tine, când știi că cineva te susține în rugăciune, când știi că sunt persoane care, deși nu te cunosc poate, sau persoane care te cunosc, au auzit de tine, se roagă, se implică în situația respectivă. Săptămâna trecută am fost și am vizitat o doamnă în spitalul militar din Carabanchel, o doamnă care nu împărtășește convingerile noastre religioase, este dintr-o altă biserică, este ortodoxă, ca să fiu mai clar în ceea ce spun, și i-am spus, să știți, doamnă, stimată doamnă, că ne rugăm pentru dumneavoastră cu biserica. Și ea îmi spune, nici nu știți cât de mult îmi face, ce bine îmi face lucrul acesta, nu? Cât de bine mă simt când mă simt susținut în rugăciune. Există inclusiv studii care arată că efectul psihologic al rugăciunii produce un efect benefic la nivel somatic în corpul nostru. Adică rugăciunea nu e doar un exercițiu de polologie, adică tu vorbești, spui niște lucruri și gata, ți-ai terminat discursul. Rugăciunea are un efect atunci când o faci în spiritul acesta. Și termin cu ideea aceasta că Apostolul Pavel, sau pentru Apostolul Pavel, rugăciunea era trăirea lui. Deci rugăciunea nu era doar un aspect al existenței lui sau misiunii lui, rugăciunea era parte din ceea ce el făcea, era în armonie cu ceea ce el predica. Pentru că Apostolul Pavel nu doar se ruga pentru cei din Efes, ci, așa cum am menționat, Apostolul Pavel era răspunsul la rugăciunea pe care o înălța. Și cred că rugăciunea de mijlocire la care face Sergiu referință este importantă, dar produce efecte doar atunci când suntem dispuși, întrucât depinde de noi, să fim fie parte din răspunsul la rugăciunea pe care o înălțăm sau răspunsul la rugăciunea pe care o înălțăm. Un personaj din Vechiul Testament care îmi place enorm de mult este Neemia, care era în capitala Imperiului Medo-Persan și când a auzit că le merge rău celor din Ierusalim, nu a făcut doar o rugăciune, Doamne, binecuvintează pe cei din Ierusalim și gata, ci el a hotărât să fie răspunsul la rugăciune, s-a prezentat înaintea împăratului, a zis, uite, asta se întâmplă, am nevoie de asta, am nevoie de cealaltă, adică nu doar s-a rugat, ci a vrut să fie răspunsul la rugăciune. Și cred că dacă ne rugăm din perspectiva aceasta care o găsim, pe care Pavel o menționează aici, rugăciunea noastră devine o minune, nu? E foarte importantă ideea asta, Ștefan, atunci când pretind că mă rog pentru cineva, eu de fapt mă ofer lui Dumnezeu ca El să mă folosească pentru binecuvântarea acelui om sau pentru vindecarea lui sau pentru aducerea lui la Hristos. Uh-huh. Vreau să mergem la ultima problemă din lecția noastră de astăzi. Introduce Pavel ideea și e parcă iarăși o idee proeminentă și o găsim și în celelalte epistolele lui,
Ideea că Domnul Iisus Hristos este capul bisericii, biserica este trupul Domnului Iisus Hristos. Și, așa cum spuneam, este o idee pe care el insistă mult. Acum, și astăzi, biserica creștină pretinde că ea este trupul Domnului Hristos, capul este Domnul Iisus Hristos, însă, adeseori experiența ne-o dovedește că de multe ori mădularele bisericii nu merg la comenzile capului. Biserica, unii oameni, unii slujitori ai bisericii, unii membri ai bisericii fac altceva decât ar dori capul bisericii să facă, nu? Noi ca mădulare ale trupului. Cum să facem în așa fel încât noi, ca trup al Domnului Iisus Hristos, ca biserică, să fim în armonie cu capul și cu ceea ce hotărăște, cu ceea ce comandă capul, nu? Acum, aici vreau, Nelu, să vă dezamăgesc. Ideea care este că Pavel și Noul Testament, Biblia în general, folosește mai multe imagini ale poporului lui Dumnezeu, nu doar imaginea de trup-cap. Și de ce se folosesc mai multe imagini? Pentru că niciuna nu este completă și nu ar putea transmite toate adevărurile. Toate aspectele, da. Toate aspectele. Și aspectul acesta de subordonare, bănuiesc că nu e transmis cel mai pregnant prin imaginea aceasta. Adică, dacă studiem locurile în care Pavel vorbește de biserică, trupul lui Hristos, ce vrea el să sublinieze? În special vrea să sublinieze nevoia de interdependență între noi. Și când vorbește de trup, vrea să ne spună că noi trebuie să colaborăm, să conlucrăm unii cu alții. Și valoarea, spre exemplu, unui organ nu este ochiul. Dacă este pus pe stradă, dispare în câteva secunde, dar nu are nicio valoare. L-are valoare dacă face parte din întreg. Și cred că asta e ideea cu trupul. Și anume că noi avem valoare ca și creștini făcând parte din întreg. Și al doilea element, trupul lui Hristos pe pământ, biserica este cea care continuă lucrarea lui Hristos aici pe pământ. Apoi, există și ideea pe care tu spui că trupul trebuie să fie supus capului, dar eu nu văd atât, pentru că sunt alte imagini. Spre exemplu, imaginea de armată și Hristos e comandantul. Sau imaginea de turmă și Hristos e păstorul. Sau imaginea de templu și Hristos e cel care locuiește și dă sens templului. Celelalte imagini transmit mult mai bine ideea asta de ascultare. De aceea n-aș lega-o atât de mult de relația dintre cap și trup. Probabil că în lecțiile următoare vom prelua și celelalte imagini pe care Pavel le folosește în sensul acesta, dar ideea este clară, subordonarea, da, subordonarea mea învățăturii Domnului Hristos. Epistola chiar se și încheie cu imaginea bisericii ca armată, care luptă sub conducerea lui Hristos. Da, mulțumesc, Sergiu. În versetul 23, 22 și 23 spune el, i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrările bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui care plinește totul în toți. Cred că este imaginea evocată, sunt de acord cu ce a menționat Sergiu, metaforele sunt incomplete atunci când vorbim despre Hristos și despre relația lui cu omenirea. Sunt mult mai multe, eu identificasem 7-8 imagini, deci metafore de genul acesta, ca să pun în evidență, nu, apropierea, autoritatea lui Hristos. Dar în cazul acesta, cred că vrea să evoce aproape în mod exclusiv autoritatea, nu? El este capul, adică el a câștigat autoritatea aceasta prin faptul că a experimentat toate aspectele a existenței umane, a înviat, a fost înălțat la cer și are această autoritate, nu? Peste biserică, nu? Apoi, biserica, fiind trupul lui Hristos, imaginea care se transmite este că organismul este coordonat, sincronizat de la creier. Toate mișcările pe care le face fiecare organ al corpului se decid mai întâi aici. Timpul este, nu putem să-l calculăm, dar
transmite apoi către membrul în sine care face mișcarea pe care o cere. Adică eu când vreau să ridic mâna, deja în mintea mea s-a transmis această comandă și eu am ridicat mâna. Nu pot să calculez timpul respectiv. La fel se întâmplă, adică existența trupului, sincronia care există între toate organele, este determinată de cap. În sensul acesta, ceea ce spuneați dumneavoastră este că biserica i-a reprezentat pe toți acei care se identifică cu ceea ce, cu învățătura pe care Hristos a lăsat-o sau cu inspirația pe care... Rezonează la comenzile capului, rezonează la influența Duhului Sfânt. De aici am putea spune că, curenții, electricitatea, nu? Impulsul electric care există, care se dă în creier, am putea spune că este puterea Duhului Sfânt care face ca organismul să funcționeze. Ce se întâmplă atunci când are loc scurt circuitări de genul acesta? Păi se întâmplă ce se întâmplă. Trupul se îmbolnăvește, are nevoie de revizie, are nevoie de o intervenție, nu? Sau atunci când cineva este, un membru este secționat și este îndepărtat de trup, clar, nu mai are legătură cu creierul. De asta ideea e de a ne menține în Hristos, de a ne menține în trupul lui Hristos, de a ne menține în misiune, de a ne menține în viziunea pe care Apostolul Pavel, în planul de la început pe care el vrea să ne transmită, cred că este o imagine foarte frumoasă evocată de el, dar este imperfectă. Aici vreau ca să ținem cont de lucrul acesta, că sunt și alte metafore, cum ar fi metafora miresei, nu? V-am logodit acolo iarăși, acolo evocă de fapt dragostea, că nimeni nu se căsătorește cu o fată, cu un bărbat, pentru că e obligată sau forțată, pentru că alege să se căsătorească, nu? Și multe alte metafore pe care le mai găsim. Mulțumesc, Ștefan. Așadar, în concluzie, Pavel vrea să ne asigure prin epistola lui, de fapt Dumnezeu ne asigură prin ceea ce l-a inspirat pe Pavel să scrie Efesenilor și să rămână pe paginile Scripturii, că provocarea lui Dumnezeu pentru noi este să fim înălțați, să fim înnobilați, să fim transformați de Evanghelie. Puterea învierii poate să se manifeste în viața noastră, avându-L pe Domnul Iisus Hristos ca centrul vieții noastre. Ca rezultat al acestei putere vom experimenta rugăciunea și ne vom pune la dispoziția lui Dumnezeu ca să fim instrumente pentru care, prin care Dumnezeu să-și împlinească planurile față de noi și față de ceilalți. Și în cele din urmă, așa cum am comentat aici, ne supunem Domnului Iisus Hristos, El este capul, este comandantul, El este mirele nostru și ne pregătim pentru întâlnirea cu El. Mulțumesc, Ștefan, mulțumesc, da. Sergiu, mulțumesc pentru prezența voastră în emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ne urmăriți și că dați mai departe materialul acesta în așa fel încât mulți oameni să-L cunoască pe Hristos, puterea învierii Lui, să se supună capului Domnului Iisus Hristos și în final să obțină viața veșnică, mântuirea. Până la o nouă întâlnire în școala din Emaus, vă spun la revedere și pe curând!